Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Sfânta Mare Muceniță Varvara a fost astăzi prăznuită în cadrul unei liturghii ce s-a ținut la biserica ridicată de mineri în cartierul Aeroport. Lăcașul de cult a devenit neîncăpător, iar la final, credincioșii au fost invitați la o agapă frățească. Biserica Sfânta Varvara a fost locul de pelerinaj al credincioșilor din Petroșani, care au venit încă de dimineață să ia parte la slujba de pomenire a celei care îi ocrotește pe minerii Văijiului. Un sobor de preoți, condus de părintele arhimandrit Andrei Coroianu, a oficiat slujba, iar credincioșii s-au adunat aici în număr mare. A fost un bun prilej de a se împărtăși și de a primi binecuvântarea în altelor fețe bisericești, în biserica ce a fost ridicată din banii minerilor, pentru pomenirea celor care au pierit sub pământ. Împărtășirea Sfintelor Tale, Taine, Doamne, ce spre tămăduirea sufletului și a trupului meu. Amin. Se împărtășește roabele Dumnezeu. Cum e numele? Cum e numele? Cum te cheamă? Maria. Maria Guriță. Așa. Sfânta Varvara este ocrotitoarea minerilor, iar pentru petroșani este patroana spirituală a celor ce trăiesc aici. La slujba a participat și primarul Tiberia Cobrizi, iar pe toată durata dimineții aici au ajuns și coruri de copii care au încântat asistența. La final, fiecare a fost răsplătit și credincioșii au fost poftiți la o agapă frățească, cu mâncare de post gătită special pentru acest eveniment în curtea bisericii. În weekendul acesta la Vulcan se desfășoară cea de-a treia ediție a festivalului concurs de folk Te Salut Generație în Blugi. Sâmbătă de la ora 10, susținătorii participanților și iubitorii acestui stil de muzică sunt așteptați la cinematograful Luceafărul. Intrarea este liberă. 40 de participanți se luptă pentru premiile puse în joc sâmbătă la Vulcan în cadrul celei de-a treia ediție a festivalului concurs județean de folk Te Salut Generație în Blugi, în memoria Adrian Păunescu. Este ediția a treia. Concursul este un festival concurs de muzică folk în care s-au înscris copii din Valea Jiului, de la școlile gimnaziale și colegiile din Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupen. Mai puțin din Urican. Avem mulți înscriși la secțiunea folk, marea parte sunt de la clasele gimnaziale, dar și liceu, un număr destul de mare, de la clasele primare, doar 4 copii, însă ținând cont că au 7 sau 8 ani și unii dintre ei sunt pentru prima dată pe o scenă, este îmbucurător faptul că s-au înscris. Și pentru că este concurs, există și un juriu care va trebui să hotărască cine din cei 40 de participanți merită să fie premiat. Există un juriu format din soliști de muzică folk din Valea Jiului consacrați, actori de la Teatrul Dramatic din Petroșani, cadre didactice și jurnaliști. Marele premiu se va acorda concurentului care a obținut cea mai mare medie din concurs, trofeul festivalului. Avem premii speciale pentru cea mai bună voce și cea mai bună chitară din concurs, precum și premiile 1, 2, 3 și mențiuni pentru fiecare secțiune pe fiecare ciclu de învățământ, primar, gimnazial și liceal, în total 21 de premii. Sâmbătă așadar de la ora 10, organizatorii, primăria și Consiliul Local Vulcan, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Școala Gimnazială numărul 5 Vulcan, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, Colegiul Mihai Minescu Petroșani și Școala Gimnazială Avram Stanca Petroșani vă așteaptă la un festival de muzică și poezie. Intrarea este liberă. Programul este următorul. La ora 10 ne dorim a începe acest eveniment cu festivitate de deschidere a locuțiunilor organizatorilor invitațiilor. Avem și un imn al festivalului, precum și un moment emoționant pregătit de tinerii noștri câștigători ai Marelui Premiu de la ediția anterioară. Iar concursul propriu zis începând cu ora 10.30 până în jurul orei 13.30, după care va urma recitalul susținut de soliștii de muzică folk invitați. Avem în ediția aceasta invitați și de la Cluj, Ionuț Mangu și Ioan Onișor.
precum și folchiștii Văijiului, Florin Camen, Cătălin Stepa, Adi Câmpeanu, Florentin Budea, Emil Horvat. Iar în final va fi festivitatea de premiere. Clubul Copiilor din Petroșani a demarat acțiunile menite să marcheze sărbătorile de iarnă. Cei mici s-au pregătit, fiecare cu ce a știut mai bine. Au creat adevărate opere de artă, iar acum le expun în cadrul unei manifestări grupate sub genericul În așteptarea lui Moș Crăciun. Și dacă vă plac creațiile lor, atunci le puteți achiziționa de la cei care le-au creat. Muncesc mult, petrec zi de zi la Clubul Copiilor și le place ceea ce fac. Sunt și foarte mici, dar și copii mai mari. Însă toți lucrează cu drag, alături de cea care îi învață desen, pictură pe diverse obiecte, ori metaloplastie. Unii sunt atât de mici că abia știu să ne explice exact cum s-au pregătit ei în așteptarea lui Moș Crăciun. Am făcut... Am făcut aici o fetiță... Și aici am făcut un iepuraș, aici am făcut o caracatiță și pești, aici am făcut un om. Alții mai mari și mai talentați ne spun cât de mult le place aici și câte lucruri frumoase au creat ei. M-am pregătit cu niște lucrări foarte frumoase. Și nu știu, le-am pictat, le-am făcut pe unele chiar de la cap la coadă și unele doar pictat. Dar spune-mi, cât e de greu să lucrezi? Cam cât îți ia să faci o astfel de lucrare și cum se începe ea? Păi nu îmi ia foarte mult, dacă mă pasionează și merg cam în fiecare zi, îmi ia cam aproximativ 5 zile, să zic, să o fac pe toată, întreagă, tot. Și, nu știu, îmi place foarte mult. E foarte frumos. Sunt copii talentați, care an de an ne uimesc cu creațiile lor. Au creat și acum, în ideea că munca lor le va fi apreciată de Moș Crăciun. Am avut foarte mulți copii noi care s-au îndreptat pașii spre Clubul Copiilor și spre cercul meu și am dorit foarte tare în așteptarea acestui eveniment important pentru cei mici, dar și pentru noi cei mari, să le pun în valoare munca de la club. Și atunci deschidem proiectul cu expoziția de metaloplastie, artă decorativă și pictură în așteptarea lui Moș Crăciun. Dacă v-au plăcut lucrările, le puteți vedea în foaierul bibliotecii de la Universitatea din Petroșani și dacă credeți că sunt potrivite pentru a face un cadou special, atunci nu ezitați să-i contactați pe cei care le-au făcut. Sunt gata să le vândă, pentru că abia așteaptă să le fie apreciată munca lor. Numai puțin de 86 de copii de la Policino, copii cu probleme speciale, au primit astăzi cadouri de la cei care s-au gândit la ei tot anul acesta. Poate ați observat în mai multe magazine cutii transparente în care s-au strâns donații. Iar acum toți au ghetuțe noi, numai bune pentru a-l aștepta pe Moș Nicolae. S-au jucat într-un loc special la corabie, așa cum îi spun toți. Au fost invitați la o pizza și la final s-au ales cu cadouri. Vorbim despre copiii de la Policino, care l-au primit pe Moș Nicolae mai repede un pic. El a venit de la inițiatorul unei acțiuni de suflet, menită să le aducă bucurie celor cu diverse probleme de sănătate. Este o acțiune de suflet și suntem alături de Casa Policino tot timpul, de copiii din Casa de Policino și nu numai noi suntem alături și cetățenii orașului care participă la aceste cutii în fiecare punct de lucru al nostru, unde s-a strâns o sumă de 28.600.000, iar diferența în quantum de peste 1.000 de euro am pus-o noi ca să fie bine pentru cei 86 de copii de la Casa Policino. În seara asta copiii vor putea să-l aștepte pe Moș Nicolae să-și facă ghetuțele noi și să le pună în geam. În plus, le-ați oferit și o petrecere și o masă aici. Vor urma astfel de acțiuni? Da, la cel puțin o lună, două, noi suntem cu gândul la ei și așteptăm cu o pizza, cu un suc, cu un cadou mic din partea noastră și cred eu că cea mai mare bucurie este și acest loc de joacă, care îi încântă foarte mult și vedem în ochii lor această bucurie. Că le place aici nu există nicio îndoială, pentru că micuții, așa cum spun cei care îi aduc, vorbesc despre experiențele de aici zile în șir, semn că nimic nu este mai frumos pentru ei decât joaca la corabie. Este
un prilej pe care copiii noștri, o ocazie pe care copiii noștri o așteaptă cu multă nerăbdare și o întâmpină cu maximă bucurie, pentru că de fiecare dată când participăm la o astfel de activitate, ulterior luni de zile, copiii noștri istorisesc despre experiența trăită aici. Deci sunt experiențe pe care cu siguranță copilașii noștri nu le vor uita multă vreme. Primim pentru fiecare copil o pereche de ghetuțe. Ori, trebuie spus, noi avem 86 de copii de toți. Astăzi aici se găsesc doar 40 dintre ei. Dar noi primim pentru fiecare copil care este beneficiar al nostru câte o pereche de ghetuțe. Au primit cadouri și poate că fiecare dintre noi, atunci când am făcut cumpărături, am ajutat la acest cadou. La final, după multă joacă și voie bună, cei mici au luat masa și acum îl așteaptă pe Moș Nicolae cu ghetuțe nou-nouțe. Cum arată Moș Nicolae? Puțin știm, pentru că acest moș nu s-a prea arătat copiilor. Este cel mai darnic dintre sfinți, iar cei mici știu bine că îl așteaptă să vină sâmbătă seara. Își pregătesc ghetuțele și sunt conștienți că pot primi și câte o joardă. Dar atunci când sunt puși să ni-l descrie, lucrurile devin extrem de complicate. Este ultima zi din această săptămână, iar micuții se pregătesc cu spor pentru a-l aștepta așa cum se cuvine pe Moș Nicolae. În seara din ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, toți își vor pregăti ghetuțele, iar acum la grădiniță au lucrat cu mare spor. Sunt însă încurcați de felul în care ar trebui să-l descrie pe acest sfânt darnic și abia dacă reușesc să ne explice mai exact cum este el. Ce știi despre Moș Nicolae? Cum arată Moș Nicolae? Asta nu mă știu. Nu știi cum arată Moș Nicolae? Dar cum ți-l imaginezi tu? Nu mai știu. Tu astăzi ce lucrezi aici la grădiniță? Ia, vino și spune. Cizmulița lui Moș Nicolae. Ce se întâmplă cu această cizmuliță? Ce pune Moș Nicolae? Dulciuri. Tu știi cum arată Moș Nicolae? Eu mi-l imaginez ca și Moș Crăciun. Exact, adică explicăm cum. Ca și cizmele le are de obicei roșii. Are barbă. Barbă albă. Și ce le aduce la copii? Dulciuri. Și dacă nu sunt cu minți? Bâtă. Eu îmi imaginez că arată ca și Moș Crăciun. Are plete albe, are papuci de obicei roșii și... cu dulciuri. Moș Nicolae vine cu sau fără jordiță, atunci când copiii dorm, dar pentru ca el să le lase cadouri, cei mici trebuie musai să-și curețe ghetuțele și să fie cu minți. Legenda spune că doar atunci ei primesc ceea ce își doresc. Sâmbătă seara, ori poate duminică dimineață, fiecare va găsi câte ceva în ghetuțe. Rata șomajului în județul Hunedoara este de 6,09% la sfârșitul lunii octombrie 2015, mai mare față de cea înregistrată în luna precedentă. Creșterea este chiar mai mare și dacă luăm în calcul aceeași perioadă a anului trecut. Mii de oameni sunt în șomaj, iar dintre aceștia o parte nu mai beneficiază nici măcar de indemnizație. Rata șomajului în Hunedoara este mai mare de 0,23% acum în octombrie 2015, față de aceeași perioadă a anului trecut. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara au fost înregistrați 2307 șomeri, dintre care 250 provin din disponibilizări curente de personal. Numărul total al șomerilor este însă de 11531, din care doar aproximativ 3300 de șomeri sunt indemnizați și peste 8000 sunt șomeri neindemnizați.
Statisticile Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă arată că acum, spre finalul acestui an, prin programul de mediere s-au ocupat 1.424 de locuri de muncă, dintre acestea 1.074 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată și 350 de locuri de muncă pe perioadă determinată. Tot cifrele arată că în luna octombrie au reușit să se angajeze 417 șomeri cu vârsta de peste 45 de ani, alți 20 de șomeri, unici întreținători de familie, dar și 94 de absolvenți a instituțiilor de învățământ. Județul Hunedoara ocupă însă un loc fruntaș în țară, iar bursele organizate aici, mai multe ca în oricare alt județ, nu i-au ajutat prea mult pe șomeri. Toți motivează că nu-și găsesc joburi, pentru că nu au calificări, iar atunci când ar fi calificați, munca este prost retribuită, ori li se cere mai multă experiență. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai bun.